Tânărul care pilota avionul are 23 de ani și este din București. El abia înălțase avionul și a observat în fața lui liniile de înaltă tensiune. A încercat să le evite și nu a mai putut redresa avionul, care s-a prăbușit într-un lan de porumb de lângă orașul Topoloveni din Argeș. Putea să cadă, înseamnă că a costat aproape de Argeș acum. S-a mai întâmplat vreodată vreun accident? Nu, aici nu s-a mai întâmplat până acum, niciun accident din astea așa. La fața locului, primii au ajuns angajați Inspectoratului pentru Situații de Urgență din Argeș, care erau pregătiți să stingă un incendiu dacă s-ar fi aprins motoarele și rezervoarele cu cherosen. La fața locului ne-am deplasat cu auto specială, cu apă și spumă și o ambulanță smurt. Apelul a fost făcut chiar de către pilot. Acesta era conștient, dar prezenta multiple leziuni. A fost preluat de către echipajul smurt. Tânărul a ajuns de urgență la spital. Acolo a fost preluat de medici care i-au făcut toate investigațiile necesare. El are răni la cap și la picioare. A venit într-o stare acceptabilă, stabil din punct de vedere al funcțiilor vitale, cu toate că înălțimea de la care a căzut e greu de precizat, dar oricum a fost mare. În urma acestui incident a fost declanșată o anchetă. Autoritățile au mers atât la fața locului cât și la spitalul județean, unde vor sta de vorbă cu pilotul pentru a afla cauza acestui accident.